Învelitoarea bisericii de lemn din satul Breb, comuna Ugnașugatag, a fost refăcută de Asociația Ambulanța pentru Monumente Transilvania Sud, cu sprijinul prințului Charles. Aceasta a reprezentat una dintre cele mai spectaculoase intervenții ale ambulanței pentru monumente și poate cea mai apropiată de obiectivele privind mobilizarea comunității și administrațiilor locale și regionale, declară reprezentanții ONG-ului. Aceștia spun că au participat peste 45 de tineri și bătrâni din localitate. Ei au ajutat la montarea învelitorii noi, unii dintre ei fiind chiar cei care au bătut șindrila pe biserică cu 30 de ani în urmă, fiind îndrumați însă și de către specialiști în domeniu. Lucrările care s-au finalizat deja la învelitoarea de pe acoperișul bisericii bătrâne din Breb au fost într-adevăr necesare, deoarece a început efectiv să plouă în biserică. Se infiltra apa care a ajuns să deterioreze inclusiv pictura, inclusiv obiectele care se găseau în biserică. Valoare pecuniară a fost undeva în jur de 5.000 de lire sterline, atât au costat mare parte din materialele pe care le-am folosit. Granița, soluția în care am imersat această graniță. Șindrila și celelalte materiale necesare lucrărilor de reparație au fost achiziționate cu sprijinul financiar al alteței sale regale, prințul Charles, și al unor sponsori generoși. Alteța sa regală, prințul de Wales, are cel puțin 10 proprietăți în Transilvania, iar în localitatea Breb deține 2 case tradiționale. Nu este o sumă mare, dar neavând bani cuprinși în bugetul local pentru sprijinirea cultelor, era foarte greu, că eu am 8 biserici aici. Așa că era foarte, foarte greu să dau numai pentru o biserică. Că tot la fel este biserică veche și în Sațugătac, care e declarată și monument UNESCO. La biserică sunt necesare și alte lucrări pe care preotul paroh speră să le poată vedea realizate. Biserica de lemn din satul Breb, comuna Ugnașugatag, poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. A fost construită în 1622 și figurează pe lista monumentelor istorice. Potrivit Wikipedia, este una dintre cele mai semnificative monumente de acest gen din Maramureș, Transilvania și din întreaga țară, datorită vechimii construcției și picturii murale, precum și sculpturii cu caracter de unicat a grinzii bolții, precum și acoperișului arhaic păstrat sub cel actual.